Imagini din 2018, din noiembrie, de fapt chiar de ieri. Duminică 4 noiembrie 2018, mulți ar fi tentați dacă n-ar fi, să zicem, uniformele polițiștilor care sunt de a treia generație de după Revoluție, ca și schimbare în vestimentația lor, credeau că sau puteau fi imagini de la scandalurile, să zicem, între Enoria și greco-catolici sau ortodoxi. De data asta suntem martorii unui scandal între cei mai mulți de la Enoriași ai Catedralei Sfântul Iosif Mărturisitorul din Sighet și trimișii Episcopiei Maramureșului și Sătmarului. În două cuvinte, pentru cei care nu știu, după 20 de ani de ctitorire la catedrala de care vă vorbeam, preotul paroh de acolo, Petrovai Vasile, este trecut în, sau îi se spune că va trece în pensie. Deși există anumite canoane sau există cazuri când preoții pot rămâne încă 5 ani în funcție după împlinirea vârstei de pensionare. Episcopia hotărăște să numească alt preot paroh, ceea ce naște nemulțumirea celor mai mulți dintre Enoria și parohii respective. Alături de mine se află încă, nu? Încă sunteți da. Preot paroh, încă nu sunteți pensionat, nu? Am decizie, dar n-am predat gestiunea și asta. Încă sunteți în funcție. Sigur. Preotul paroh Vasile Petrovai, însoțit de 3 din membrii Consiliului Parohial, sau cum se numește? Parohial. Parohial. Și de la, începând cu, să zicem, partea dreaptă a domnului părinte, e vorba de Șulea Nicolae, Epitrop 1, bine ați venit. Bine v-am găsit, bună seara. Negrea Petru, membru în Consiliul Parohial, vă salut, bine ați venit. Și în ultimul rând, Ștefanca Vasile, de asemenea membru al Consiliului Parohial de la Catedrala Sfântul Iosif Mărturisitorul din Sighetul Marmației. Scandal mare a fost ieri la Scandal mare, Sighet. Domnul Alin, pentru că în primăvară Preasfințitul Episcop Iustin m-a chemat și mi-a spus: părinte, ne-am gândit să-ți luăm lucrarea, să te trimitem în pensie. Lucrarea cu referire la catedrală. La construcția bisericii. Și eu i-am răspuns doar atât: Preasfințite, mai am o turlă de pus și să o acoper, tabla o am. Avem promisiuni de la Secretariatul de Stat pentru Culte că primim 1.000.000 de roni. Și vă rog frumos să nu-mi luați lucrarea, să mă lăsați să o termin, pentru că într-un an de zile, dacă ne ajută Dumnezeu, o să terminăm acoperișul bisericii. Să voia în ce sens? La ce se referea oare? Păi să ducă un alt preot care să o termine. Să voia parohia, practic. Da, să-mi ia. Deci să-mi ia. Nu să voia de pe umeri, să spunem, travaliul ăsta al construcției catedralei. Deci să pună pe altul. Să vă trimită în pensie. În pensie, sigur, sigur, sigur. Și atunci i-am spus, sunt atâția preoți care au construit și care au stat până la 70 de ani. Nu sunt bolnav, nu am abateri și vă rog frumos să mă îngăduiți să-mi desăvârșesc și eu lucrarea ca să-mi iau și eu, cum să vă spun, meritul, că măcar am ajuns sfințirea mică în roșu și să mă retrag, sigur, la pensie, pentru că sunt conștient că după 70 de ani nu se mai poate și nu mă ajută poate nici puterile fizice. Asta se întâmpla în primăvara. Asta în primăvară. Am venit la parohie și le-am spus credincioșilor: oameni buni, Preasfințitul îmi ia lucrarea, o vrea preda la un alt preot și eu să mă retrag în pensie. Sigur că am să-i rog pe colegii dumneavoastră, foarte mare zgomot se face cu ce sunt astea, lozinci? Ce sunt? Slogane? Niște lozinci, niște epigrame. O să le și citiți dumneavoastră când va fi cazul. Am înțeles. Să evitați zgomotul ăsta permanent, că îl deranjați pe, în primul rând pe părinte. Și atunci le-am spus credincioșilor și în unanimitate au strigat toți: nu se poate, părinte, trebuie să ducem la bun sfârșit lucrarea.
Am mers la București în repetate rânduri, am cheltuit cu drumuri, cu umblete, cu așa, să rezolv bani. Și Consiliul Parohial s-a dus la Preasfințitul, la Baia Mare. Preasfințitul zice, vă las până la toamnă. Dar la toamnă, dacă nu faceți, nu acoperiți biserica, vă iau pe părintele, îl trimit în pensie. A, deci v-a pus o condiție, o că condiție. Până în toamnă ne-am dus, da, să acoperiți, da, biserica. Dar vă rog frumos să faceți o expertiză la lucrare. De fapt, în prealabil, Preasfințitul a avut o discuție cu un preot tânăr pe care a vrut să-l aducă la noi la parohie, care s-a dus la arhitectul Cordoș Dodel din Sighetul Marmației, care, deci, e arhitectul catedralei noastre, și a început să-l întrebe, dacă resetăm noi tur la mare și facem acoperișul ca la catedrala din Iași, ce ziceți, domnul arhitect? Arhitectul mă sună pe mine și îmi spune, părinte, ai auzit-o? Vin la mine un preot, așa, Oprișan Marcel, și mi-a spus că el resetează și eu nu sunt de acord, că lucrarea trebuie să se ducă la bun sfârșit, biserica nu, nu este... Nu știu în ce măsură se vede, că nu știam că o să povestiți de resetări, de turnuri și așa mai departe, sau de turle de biserică. De care e vorba? E vorba de turla principală, deci, aia mare. La asta vă referiți? Acolo, da. Să o reducă la... Să o reseteze, adică să nu se mai facă deloc, să facă un acoperiș tip casă. A, unde? Pe mijloc, între pe cele mijloc. Patru așa. Turle. Și atunci Preasfințitul ne-a spus să facem o expertiză la lucrare. Noi am lucrat cu aceiași ingineri cu care au lucrat catedrala din Baia Mare, cu Gelu Zaharia și cu Cordoș Dorel. Ne-am dus la Gelu Zaharia împreună cu Consiliul Parohial și zic, domnul Gelu, să vii să ne faci o expertiză la lucrare, pentru că de 20 de ani s-ar putea ca să fi slăbit cimentul, fierul, eu știu, nu am lucrat cu inginer. Deci cu... se doreau un fel de predare-primire, nu? Nu? Adică, stați un pic, de ce cerea episcopia expertiza asta? Acum, cum să vă spun? Nu văd care e sensul să cer expertiza. Ne-am dat acum. Seama pe urmă că am fost trași puțin pe sfoară, în sensul că i s-a spus lui Gelu Zaharia, deși nu recunoaște, nu mai lucra cu părintele Petrovai, deși i-am plătit 400 de milioane, sunt acte. Și trebuia să ducă lucrarea la bun sfârșit. Arhitectul Cordoș Dorel nu cedează din arhitectura bisericii să se transforme. Să facem expertiză și dacă mai trebuie să îmbunătățim ceva, îmbunătățim, dacă nu, să continuăm lucrarea așa cum a fost proiectată. Biserica este după modelul Mănăstirii Cașin din București, așa, puțin modernizată. Deci o biserică, Biserica Regilor, n-am copiat nicio altă biserică din străinătate sau de undeva, ci din țară, și una din cele mai frumoase. Așa. Să spunem cu accente ortodoxe. Curent brâncovenesc. Brâncovenesc, da, sigur, sigur. Curat ortodoxă. Așa. Am văzut că domnul Gelu Zaharia nu vrea să ne facă expertiză. Mi-a spus că nu poate, că are probleme, nu mi-a spus direct nimic. Am stat puțin pe gânduri și m-am gândit de ce s-a supărat acest om, pe cine s-a supărat, cine l-a deranjat. Am apelat la alți experți. Singurul expert, ca să nu vii enumerez pe toți, a fost profesorul Țapu și Panțel, care ne-au spus. Gelu Zaharia a fost influențat de Preasfințitul Episcop Iustin. Să nu mai continue lucrarea cu dumneata. Și noi, profesional, nu ne putem băga peste Gelu Zaharia, că, mă rog, suntem colegi și ne respectăm, caută-ți expert de afară. Am căutat la Facultatea de Construcții din Cluj. Am găsit acolo, ne cere 7.000 de euro, dar vă dați seama că a trecut vara. Ne-am dus și la culte. La culte ni s-a spus în felul următor, nu vă putem da banii numai în noiembrie, pentru că... Pentru expertiză. Nu. Nu, pentru ce? Milionul de euro care ni l-au atribuit anul acesta construcției catedralei. Cine va... Domnul Paschi. Ah, deci de secretarul la culte. De stat. De la Ministerul, da, Culturii. Da, exact. Pentru că
pentru că prima dată am dat la bisericile centenar și ultima, avem banii, dar ultima tranșă de bani se dă la bisericile în construcție, dar numai în noiembrie, la a treia rectificare sau a doua rectificare. Bun. Am venit cu Consiliul Parohial și am stat de vorbă cu Preasfințitul, nu eu, m-a chemat și pe mine. Am avut o discuție. Asta e a doua discuție, a nu? A doua discuție. Ne-am acum despărțit, în toamnă, nu? Da, ne-am despărțit, amabil, așa, preotul care l-a trimis să se intereseze la arhitect, l-a numit în Bărsana. Și acum ne-am trezit că de prin iunie ne promite un alt preot, așa, care va veni paroh pe mine să mă pensioneze forțat și fiul meu să fie preot 2. Consiliul Parohial. Lucru pe care de altfel îl îmbrățișează și acum fiul dumneavoastră. Este preot, este preot cu mine, sigur, de 13 ani acum. Un copil cu minte, un copil bun, moral. Anul 2 la doctorat. Deci, acum asupra haide lui... Haideți să rezumăm până acum, da? Părintele Petrova, împreună cu Consiliul Parohial, timp de 20 de ani lucrează pe ctitorirea acestei catedrale. Catedrale. În ce proporție e făcută catedrala? Catedrala, aș putea să spun că în roșu e făcută 80%, pentru că mai există de pus o turlă și acoperișul. Cât ar costa să fie la cheie construcția? Oh, la cheie, ca să fie, costă mult. Ați făcut așa un calcul? Ar trebui 3-4 ani și ca să avem bani, acum... Cam cât estimați? Câți bani ar mai trebui? Nu știu să vă spun asta, că picturile sunt scumpe, pe tencuielile. Deci vedem... e o ctitorie de 20 de ani, da? Da. În primăvara acestui an vi se aduce la cunoștință că episcopia vrea să se implice, să vă ia practic lucrarea. Lucrarea. Da? Dar timp și de 20 de ani episcopia nu ne-a întrebat ce faceți, cum munciți, aveți bani, nu aveți bani. Așa, dintr-o am dată, făcut, ci dintr-o dată... Bun, așa. Trebuie să spunem telespectatorilor că ați și împlinit, ați împlinit deja 65 de ani. Am împlinit 65 de ani. Când ați împlinit? În noiembrie, acum, anul trecut. Anul trecut. Anul sunteți trecut. Împliniți 66. Da, am o lună cât? Diferență. De ce în noiembrie cât? De 11. Ah, peste câteva zile împlinit 66 de ani. Da. Bun, și suprapunându-se, să spunem, cu vârsta pe care ați împlinit-o, nu? Se spunea că dumneavoastră veți intra în rândul pensionarilor. Da. Nu? Bun. La prima întâlnire cu episcopul, v-a spus vreun motiv pentru care vă pensionează? Deși există cazuri, am înțeles, numeroase în județul Maramureș, de preoți care au slujit încă 5 ani după împlinirea vârstei de 65. Foarte mult. Toți cei care au construit catedrale au rămas până la 70 de ani. Dacă au fost în deplinătatea facultăților mentale, ceea ce presupun trupești, că și ceea ce mă sunteți. Vedeți și puteți să mă analizați, așa, din discuții. Acum, bun, spuneți-mi, motivul l-ați întrebat, care de ce nu-mi dați? De ce nu-mi dați prelungirea? Vreau să-ți iau de pe umeri greutatea și vreau să mă implic că am purtat numele de Sighetianu și n-am făcut nimic la Sighet. Așa ce spunea episcopul. Da, ce vă împiedică să nu vă implicați alături de mine. Corect. Am greșit cu ceva, am făcut ceva. Nu, părinte, scurt, n-am vrut să-i greșesc, n-am nimic. Da, spuneți-mi, în ce condiții Biserica Ortodoxă Română, așa, Patriarhia, Episcopia, stabilește ce criterii trebuie îndeplinite pentru ca un preot după 65 de ani, să primească dispensa aia de... Dispensa o dă episcopul, pentru că fiecare... Dar nu, pe ce criterii? Episcopiile și mitropoliile au autonomie, mi s-a spus la patriarhie. Bun, am înțeles, dar pe ce criterii? Există un... Construiu un set, un set de criterii? Asta sau? După mine e un fel de binecuvântare pe care o dă... Bun. Aș putea să o numesc. Bun, și dumneavoastră de ce nu v-a dat-o? Asta, motivele le-am aflat pe urmă, când Consiliul Parohial s-a dus revoltat, pentru că eu am ieșit de acolo și i-am spus, domnule, îmi ia lucrarea, nu vrea, am ieșit, m-am plâns, sigur. Da. După ce s-au dus acolo consilierii, au început să le spună. Părintele Petrovai mi-a ocărât mașina, un jeep cu volanul pe dreapta,
Cine spunea asta? Episcopul. Către? Le spunea consilierilor. Deci aici pot să confirme. A fost fără părintele Petrovai. Mi-a spus nouă că pe părintele Petrovai o vinit și mi-a spus ce îmbri cu jaful ăsta, mă? Nu, mă. Nu m-am exprimat așa. Am zis. În blas cu jaful ăsta? Vă rog să luați microfonul. Ghice în blas cu jaful ăsta. Noi credem că de acolo s-o porni toate. Deci stați un pic, acum e ca în filme ce se întâmplă. După întâlnirea tet-a-tet, între patru ochi, între părintele Petrovai și episcop, nu? Da. Părintele Petrovai vine la Consiliul Parohial și povestește exact discuția cu episcopul. Cu episcopul, da? Între după care n-am auzit ceea ce le-au spus lor. Ei și dânsii merg, cer la rândul la lor episcop, o audiență. Într-o audiență și au înregistrat toată discuția care au avut-o cu Preasfințitul. A, aveți înregistrarea. Da, înregistrarea. Da, avem. Știa episcopul că e înregistrat? Nu știu dacă știa sau nu. Vin acasă și mi-au pus-o. Ne-au înregistrat și de și fi sigur. Da. Și am venit, am ascultat. Bun, să vedem cum a decurs discuția între membrii parohiei, Consiliului Parohial și... Asta să vă spune episcopul. Da. Lăudăm pe Iisus. Bună seara, stimați Bună seara. Ascultători. Așa cum anticipa părintele paroh Vasile, am fost de mai multe ori la preasfinția sa în audiență și am rămas stupefiați de faptul că a hotărât sau vrea să hotărească trecerea dumnealui în pensie, că are vârsta și să aducă un preot paroh 1 la biserica noastră. Bun. Povestiți-mi prima dată când ați mers în audiență, imediat după ce părintele Petrovai a fost la rândul lui în audiență. Una din motive a spus așa că s-au stagnat lucrările la monumentul nostru. La discuția la asta n-a participat părintele Petrovai. Nu. Le-am spus. Câți membri erați din consiliu? Am fost vreo 10-11. 10. Și din partea episcopiei? Părintele episcop și 2-3 consilieri. Sau... Consilieri, da. Că s-au stagnat lucrările și l-am întrebat așa. Părinte episcop, dacă la dumneavoastră în Baia Mare, în municipiul reședință de județ, unde construiți o catedrală, considerăm că n-ați avut fonduri într-o perioadă oarecare, putea să mai construiți, poți că nu. Păi și atunci, de ce nu ne dați crezare? Noi dacă aveam bani, nu porneam mai departe? Domnul Preda, părintele paroh și fiul dumnealui și noi în Uria și am pornit-o de la iarbă verde. După ce a sfințit locul și a pus crucea în alt preasfințit arhiepiscopul Iustinian Chira, Dumnezeu să-l ierte, să-l hodinească. 22 ani să fac, s-au făcut. Cei doi preoți slujitori și noi în Uria și am depus strudă și eforturi deosebite să fie catedrala la nivelul pe care îl vedeți. Și îl știe tot Sighetul și poate Maramureșul sau poate țara. Așa. Noi în Uria și, că nu toți am putut să mergem, am dormit pe sub brazi în nopți și zile cu ploaie, zăpadă, rouă sau brumă, ca să aducem material lemnos să putem construi biserica aceasta. Și să vină cineva, chiar părintele episcop, să zică, dom'le, nu mai interesează nimic, trebuie revigorată construcția bisericii, eu aduc un preot care are merite deosebite, are două facultăți și are relații cu pentru fonduri europene și va ridica într-un an edificiu. Nu am fost de acord, domnul Preda. Nu am fost de acord. Avea ceva să-i reproșeze personal părintele? Păi avea să-i reproșeze noi? Nu. Episcopul. La prima întâlnire sau audiență... Păi da, că așa cum a spus părintele anterior. Domnule, cu... Dânsul, sunt sigur că a spus-o sub formă de glumă treaba cu mașina aceea. Aia v-a... Nu numai aia. A rememorat, să zicem. Da, nu numai aia. Nu numai aia, ci că nu stă în genunchi, nu dă, adică nu stă în genunchi pe unde se duce după fonduri și așa mai departe.
Și cam stagnă lucrurile. Asta îi se reproșa, că domnule Petrovaie? Da, îi se reproșa. Îi s-a reproșat. Că nu stătea în genunchi să îi se dea fonduri. Fonduri, da. Da. Pentru faptul că se dorește și faptul, zice, că s-a împlinit ieri. Că a venit un reprezentant de la episcopie în persoana părintelui Ioachim, consilier eparhial, cred că este, a protopopului de Sighet, părintele Pop Vasile, așa, și au venit să instaleze nou preot. Deci, din imaginile pe care o să le vedeți în câteva clipe, stimați telespectatori, imagini pe care le-ați mai văzut, practic surprind momentul în care... Exact. În care au trebuia vrut să vină noul părinte sau preot. Noul preot să fie instalat ca preot paroc la biserica noastră. Bun, și s-a întâmplat lucrul ăsta? Nu s-a întâmplat, fiindcă ne-am împotrivit și am avertizat. Nu cu, băi, noi venim cu parul, nu. Renunțați la această idee și i-am transmis chiar părintelui episcop, dumnealui a dat decizia de numire, dumnealui poate să o și revoce. Ca să nu se creeze scandalul ăsta. Noi suntem uniți, domnul preot, acolo. Noi suntem uniți. Câți ieneori așa are? 2000 și. Deci, cu toate că din evidențele protopopiatul a zis că vreo 4900. Păi dați-vă seama, 4900 de suflete, cât sunt față de 3 care au venit ieri. Și m-am avertizat. Au venit cu poliția, cu jandarmii. Ceea ce noi am rămas foarte, foarte, foarte surprinși. Uitați imaginile acolo. Nu se poate așa ceva. Că intră în biserică? Nu. Cu tot respectul, în loc de bun venit, eu personal am spus, rău ați venit. Că, și mi-am cerut tare că nu m-am exprimat colovial. Din punct de vedere juridic, din punct de vedere al canonelor bisericii ortodoxe, această biserică în proprietatea cui e? Deocamdată... A cui este biserica? E a oamenilor. E casa Domnului și noi suntem cei vii acolo. Zidurile... Care e autoritatea care stabilește, să spunem, cine intră, cine nu intră, în afară de preot? În afară de preot, Consiliul Parohial și adunarea parohială. Asta am hotărât, asta am făcut. Adunarea parohială este... Mulțimea tuturor credincioșilor. Iar Consiliul Parohial, cel care deliberează. Există o hotărâre a adunării generale a parohiei cu privire la situația asta? Da, bineînțeles. I-am prezentat-o inclusiv. I-am prezentat-o inclusiv părintele episcop și preafericitului patriarh Daniel. Așa, de la patriarhie ni s-a spus: "Domnule, eu văd 1000 de semnături cu numele și prenumele, data nașterii, domiciliu, numărul de telefon." Că nu vorbim în vânt așa. Dar spuneți-mi, numai 1000 de semnături ați avut pe... La parohie, Consiliul Parohial a adresat mulțimii rugămintea. Cei care doriți. A să semneze acel... Să semnați un memoriu pe care îl adresăm Patriarhului. Vă rog să vă prezentați cu buletinul de identitate și cu numărul de telefon și să semnați. Și au venit și au semnat. Am înțeles. A existat o adunare generală? Da. Dacă s-au pus 1000 de semnături, sigur că. Da, și părintele sunt câteva mii de membri ai parohiei. Să vă explic, aristocrația. Nu, ca să se vadă exact unde e diferența. 2000 de suflete suntem în parohie. Însă... Am înțeles. Dintre care probabil sunt și minori, da, nu? Bineînțeles. Și plecați în străinătate și vă dați seama. Bătrâni care stau la pat, care nu pot să cerceteze biserica. Sunt unii care îți declarați ortodoxi, dar nu frecventează, înțelegeți? Nu sunt practicanți. Dar din cei practicanți, 1000 au semnat că cei doi preoți să rămână să continue lucrarea și patriarhul să ne dea răspuns. Patriarhul ne-a dat următorul răspuns. Întrucât episcopiile și mitropoliile sunt autonome, episcopul locului, dar i s-a spus, este scandal la Sighet. Bun. Personal am fost în audiență la patriarh, care m-a întrebat, sunt autentice semnături? A fost la patriarhul, da, Daniel. Da. Sunt autentice. Asta când se întâmpla? Asta în urmă, cu vreo 3 săptămâni. Sunt autentice semnăturile? Da. Consilierii au semnat? Da. Să-și susțină cauza.
Asta ce înseamnă? Asta din punct de vedere al rânduielilor. Dar rânduielilor, dacă episcopul nu-i ascultă pe ei, ei să facă ceea ce au scris în memoriu. Sunt memoriile acolo și memoriile au spus. Adică noi îl susținem pe părintele și pe fiul dânsului să rămână în continuare până la terminarea lucrării. Nu ne-am dorit lucrul ăsta să vină și ne-a durut sufletul rău când a văzut. L-am întrebat pe reprezentantul episcopiei, domnule, cu ce scop ați venit aici? Păi cu Duhul Blândeței. De cum adică cu jandarmeria în spate? Astea atitudini de smerenie, de blândețe. Unde e Duhul Blândeței? Unde e Duhul Smereniei? Unde e atitudini? Noi nu am primit ajutor niciodată. N-a venit. Trebuia să vină episcopul în biserică să ne întreb, să ne consulte și pe noi. Nu suntem animale necuvântătoare. Să nu-și închipuie cineva că ce dăm atât de ușor. Întrucât noi am muncit, ne-am dăruit, ne-am dat silința. Am contribuit cu bani. Acum m-a lipsit de modestie, cele două cruci din față făcute de prietenul meu și una de mine. Da. Și mai am una în spate. Deci noi ne-am, cât am putut, din pensie, eu nu sunt multimilionar, nu sunt om de afaceri, nu sunt bogat, dar din puținul care l-am avut, noi ne-am străduit să ajutăm. Și nimeni niciodată n-a venit de la episcopie să ne zic, hai domnule, ce vă doare, cum, în ce stadiu lucrările? Spuneți-mi, din totalul banilor pe care i-ați investit în catedrală, cam cât la sută au venit de la episcopie? De la episcopie n-a venit niciun ban. De la Secretariatul de Stat pentru Culte au venit, așa, mai multe tranșe de bani. Cam cât la sută din total? Așa, aproximativ. Acum n-am evaluat lucrarea, ca să vă spun. Păi, da? Grosul banilor au venit prin, știu eu, prin faptul că dumneavoastră ați făcut lobby la anumite entități economice. Așa, da, păi nu? În general ne-au ajutat donații. Deputații, senatorii, care au intervenit pentru noi la Secretariatul de Stat. Domnul Petrică Gogea, fostul deputat de Maramureș, ne-a ajutat cu 14 milioane. Miliarde. Și au mai fost, probabil, așa, donații au mai fost, de la întreprinderi, fabrici. Doamna deputat Cornelia Negruț ne-a ajutat cu aproape 5 miliarde în 5 ani. Am mai primit, în urmă cu vreo 10 ani, vreo 4 miliarde, așa. În mare, cam aceștia au fost banii. Restul de la credincioși. Iar eu, personal, am aici procesul verbal și sumele, am depus în 20 de ani 10 miliarde, 1 milion de ron. Este procesul verbal, care din, puteți să-l și vedeți. Din banii familiei. Din banii personali. Stați, că aveți cablul. Lăsați, că mergem din mână în pe mână. Care i-am... Eu am început lucrarea, nu erau bani deloc, am vândut o proprietate, am pus banii acolo... Consiliul Parohial știe, sunt procese verbale, sunt facturi și chitanțe la fiecare proces verbal și la fiecare sumă, așa, care pot fi văzute, așa, bani pe care nu-i pretind înapoi. Eu sunt cetățean al parohiei, eu locuiesc acolo și fiul meu. Noi suntem din parohie, noi n-am venit de necăieri, nici nu ne poate lua de acolo să ne trimită în altă parte. Așa. M-am supărat pe Preasfințitul pentru că am văzut că ia măsura asta împotriva mea, pentru că le-a spus că se întârzie construcția catedralei. Se întârzie. Aș fi făcut-o să mai fi avut bani, dar vă dați seama că foarte greu să dau banii și cu foarte mari riscuri care nu pot să vi le spun. Dacă va fi nevoie, o să vi le spun pe toate. Acum nu pot să vă spun doar atât. Foarte greu se dau banii. Și cu riscurile de rigoare, riscurile lucru pe care nu-l detaliați pentru că nu-i momentul. Nu-i asta momentul, dar dacă cotă va fi parte. Momentul, am să vi le spun toate. Cotă parte. Cotă parte ce? Mă rog. 30%. Cui? Păi stați un pic, aruncați așa în aer. Așa nu vorbim, gata. Așa că, dacă va veni vremea și dacă nu încetează acest război dintre noi, am să dau pe față totul.
și am să spun totul ce se Părinte, petrece. Nu-i corect, adică spuneți numai dacă nu se schimbă... Păi nu e așa, că nu vreau păi, să... Oricum, știți cum e, că legea spune foarte clar. Aici avem doi oameni care au lucrat în sistemul instituțiilor de forță. Dumneavoastră ați fost șef de post, nu? O să ascunzi acte, fapte nu penale? E vorba de acte, nu e vorba de acte. Nu e vorba prea. De... Nu trebuie să... Nu șamalizări. Vorba de tăinuire, ce vreți să spuneți dumneavoastră. Da, da. Știți, lasă-mă așa, că uneori... scoateți de pe poș. Să-l consiliați, să-l consiliați pe părinte. Da. Adică nu poți să spui, domnule, dacă nu își schimbă, știu eu, episcopia hotărârea, atunci am să spun eu multe. Nu, dar știți că banii nu se dau pe acte câteodată. Da, mă rog. Haideți să continuăm lucrarea. Deci, după ce Consiliul Parohial a fost la Preasfințitul și a stat de vorbă, Preasfințitul le-a spus. Îi îngânfat, îi mândru, nu știe să cerșească, nu se umilește, mi-a ocărât mașina. Deci am avut un prieten care a luat la un copil o mașină de asta cu volan pe dreapta. Au venit niște băieți din Leordina, știam satul și băiatul l-am cunoscut. În vama s-a petrecut accidentul. A ieșit de pe uliță și când au dat în el, praf l-a făcut. I-am spus și eu Preasfințitului, nu mai îmblați cu jaful ăsta de mașină, sunteți demnitar. Demnitarii da, au... Sub formă de... Da, cum adică? De, fie de glumă, fie de grijă pe pentru funcția pe care da, bineînțeles, are. Sunteți demnitar și meritați să îmblați cu o mașină n-o mai fi, bună. N-o fi înțeles sensul pentru că știu că în urmă cu 2 luni de zile, un credincios din Negrești, prieten cu mine, care colaborăm cu el cu oile, mi-a arătat cheile unui Mercedes negru la care mi-a spus, uite părinte Vasile, ăsta îl duc mâine la episcopie. Și acolo fă la episcopie, că l-am văzut. Și Preasfințitul, dar nu mă interesează la urma urmei, că a fost așa o ieșire care nu trebuie să-mi o ia în seamă, că nu l-am ocărât pe dânsul sau să-l denigrez sau ceva. Dar i-am spus că ăla e un jaf de 2000 de euro și să nu umble cu el să pățească ceva. Dacă a luat-o altfel, eu ce să zic acum? Am greșit și eu. Dumneavoastră ați fost de bună credință. Am greșit, că trebuie să tac. Să nu mai ia gura pe dinainte. Ei, apoi am mai vorbit și eu. Am vorbit de ce s-a dus episcopia de la Sighet la Baia Mare, că doar rezistența au fost la Sighet, că avem acolo palatul, așa. Și alte și alte nimicuri, pot să le numesc așa, pentru că nu mi s-au adus așa să-mi spună, păi, părinte Petrova, ești bețiv, ești curvar, ești imoral, ești hoț, ești... Vreau să văd dacă are un preot în toată episcopia care să fi pus la construcția unei biserici 10 miliarde. Am zis, dacă eu și copilul și aici face biserica asta, n-am vrut să mă fac de râs, pentru că am luat în spate... ce n-am putut duce până la sfârșit. Și nu zic că episcopul nu mi-a vrut un bine și nu-mi vrea un bine. Dar dacă îmi vrea acest bine, să colaboreze cu mine, să o acoperim și gata. Da. Vă simțiți oarecum îndepărtat acum. Păi da, s-ar zice, ia să-i dăm cu piciorul în fund pentru că m-a jignit cu nu știu ce sau mi-a făcut nu știu ce. Nu asta să se uite. Dar spuneți-mi, locuitorul, mă rog, cel de care vorbea episcopia sau da. Cel care a fost numit, nu? Deja locuitor da. Al dumneavoastră. Cine de unde provine? Vă spun eu. Vă rog. Domnule Preda și stimați telespectatorii. De unde? De la ce parohie vine? Vine de la parohia Glod. Glod. În Strâmtura, acolo. Am înțeles. Cum se trece podul Slăteori. O parohie acolo. Cât de mare, nu știți? Aproximativ. Nu e prea mare, e mică. Mică. E o parohie mică. Noi dorim succes sau succesuri, cum se zice. Cunoașteți? L-am cunoscut ieri. L-am cunoscut ieri. Până atunci, am vorbit personal cu el și l-am întrebat printre alte cine sunt eu, deci el a zis că mă cunoaște. După Sfânta Liturghie, Părintele Paroh a ținut o predică și după aia s-a adresat mulțimii de enoreași și a întrebat în legătură cu decizia de numire acestui preot. Oamenii au zis că nu. Da, oamenii au zis că nu. Dar vreți ca Părintele Cosmin Petrovai să fie parohunul? Da. În unanimitate. Și atunci i-am spus, domnule, eu vă recunosc meritele, că ziceți că aveți merite. Nu le știu. Dar o leacă de obraz, de rușine n-aveți? Ați vorbit cu noi, ați vorbit cu părinții, domnule, preoți. Că și alți preoți
râvnesc pentru această catedrală, dar din respect pentru noi și pentru părinții slujitori, nu au dorit să facă treaba. Da, spuneți-mi, nu există un cuvânt în cazuri de genul ăsta din partea consiliilor parohiale? Adică membrii acestui consiliu nu pot să schimbe decizii de genul ăsta? Care e rolul unui consiliu? Normal, parohia este talpa bisericii, adică cum să vă spun? Și n-are niciun cuvânt de spus la numire, la demiteri. Ne-am spus cuvântul. Nu, dar nu aveți forță în ceea ce spuneți? Noi contează nu putem... cuvântul noastră când se numește un preot paroh nou sau când este demis unul sau schimbat din funcție? Păi, dar uitați acum, noi am acționat. Nu ați acționat, dar până la urmă oficial, oficial n-a avut niciun fel de efect. Puteți să spunem că e neoficial, fiindcă noi nu-l vrem, domnul Preda, nu-l vrem. Noi ne-am împotrivit și totuși se dă dovadă de că face pe dictatorul, domne. Ăsta e adevărul, marele adevăr. Adică, cum am mai spus, nu a venit, niciodată n-a venit în biserică să ne consulte, să ne întrebe, domne, ce necazuri aveți, cum, ce mai trebuie. Doamne, numai dintr-o dată iau hotărâre, decizia asta. Ori asta nu-i corect. Păi nu suntem la cheremul, suntem oameni care ne-am trudit, am muncit și avem niște drepturi. Socot că nedrept a fost preasfințitul când a luat această măsură. Și ar trebui să revină la... În cel mai rău caz, mai există o altă variantă. În cazul în care totuși îi stă în coaste și îl pensionează pe părintele paroh Petrovai, trebuia să vină un om mai care mai avea rezultate, cu experiență, care a făcut biserică, a făcut o casă parohială, pe la nu întreba nimeni, l-a dat deoparte. Înseamnă că asta e o nedreptate crasă din partea episcopiei. Spuneați că dacă tot urma să fie schimbat părintele Petrovai, trebuia să vină o persoană sau un preot îl cu avem, rezultate. Îl avem deocamdată, stă că ne temem pentru că s-ar lua măsuri represive împotriva lui. Dar îl avem. Dar permite să vă spun o treabă eu. L-am întrebat, dar ce merite aveți? Păi am contribuit foarte mult ca satul Glot, parohia mea, să aibă semnal de televiziune. Oh, bun, zic. Ce să aibă? Semnal pentru televiziune. Pentru telefoane. Pentru telefoane. Păi asta e treaba, mă rog, da. Bă, oricine se poate implica. Zic cinste dumneavoastră. Dom'le, dacă avea, știu, avea legătură directă cu cine trebuie de sus, aia chiar era o realizare. Da, da, da. Dar acum că un preot să se laude că a rezolvat... Bun, e bună și aia. Plus de asta, din zvonuri, la Bârsanu n-a fost primit, domnul Preda, că ar avea niște probleme. Ar avea niște apucături de astea neortodoxe, ca și părintele Pomohaci. Cine? Părintele care vrea să vină la noi. Și el inițial... Eu n-am dovezi, dar lumea vorbește. Știți dumneavoastră cum e? Și atunci, cum? Și soția dumnealui ar fi avut niște relații nepotrivite cu preotul catolic din sat. Care preot după din aia... Din strâmtura. Așa se aude. Și a fost mutat pe la Iehud. Păi, noi nu ne întrebăm... Stați un pic. Deci, părintele care urma să-l schimbe pe părintele Petrovai, inițial ar fi fost numit la Bârsana sau ar fi fost intenția de a fi mutat la Bârsana și nu cei din Bârsana nu l-au primit. Vrut. Și pentru merite deosebite, așa mi-a spus personal, preasfințitul a zis, ai merite deosebite, pe dumneata te duc paroh 1 la Sighet 7, adică la parohia noastră. Bun, stați un pic, acum se amestecă lucrurile. Spuneați că are... Da. Este un zvon cum că... Da. Eu n-am ar dovesc, avea apucături neconforme cu canoanele bisericii. N-am umblat cu dânsul. Nu-l cunosc. Creștine, lucrurile astea le știați când, înainte de a merge la patriarh sau la episcop? Nu. S-a aflat după aia, când a fost o mascaradă de concurs la Bârsana. Noi am avut o problemă încă după Paști. A vrut să-l numească... Pic, dar când ați aflat de zvonurile astea? De zvonurile astea am aflat pe iunie, iulie, așa. Și inclusiv faptul în iunie, iulie, că va fi numit preot paroh la noi. Lucrurile astea le-ați adus la cunoștința episcopiei? Da cum să nu? Și? Noi luăm decizia dumneavoastră, preoții dumneavoastră trebuie să facă ascultare. Pe noi 2000 de oameni cine ne ascultă?
Cine ne ascultă? Mă repet. Da. Lucrurile astea le-ați adus la cunoștința episcopiei sau patriarhiei cu privire la suspiciunile care planează asupra... Asta nu, că n-am știut atunci. Știți de ce vreau să vă spun lucrul ăsta? Pot rămâne la nivel de speculație sau de bârfe răuvăitoare, să spunem. Da. Dar dacă ele se adeveresc, cred că nu e corect față de Enoria și din, cum ați spus, Sighet 7. Parovia Sighet 7. Dacă există suspiciunea asta, trebuie să fie un fel de comisie de, nu știu, de cercetare sau de analiză. Să nu planeze asemenea acuzații extrem de grave de analiză, asupra unui preot. Da, această comisie de analiză sau anchetă sau ce să așa, o face numai forul tutelar, nu ne facem noi. Nu ne băgăm noi în treaba preotului paroc de la Glod. Cum l-am rugat să-și vadă de treaba dumnealui și să ne lasă în pace. V-am spus că după Paști a vrut să-l numească preot paroc pe altul om aici. Noastră sunteți membri în Consiliul Parohial de la Sighet 7, da? Da. Și lucrurile astea, că n-ar fi corect să lansați noastră un zvon cu privire la comportamentul, să spunem, care nu este întotdeauna pe linia unei biserici creștine, să spunem, nici la catolici, nici la ortodoxe. Trebuie rezolvată problema asta într-un fel sau altul, să fie în cunoștință de cauză și Enoria și, dar mai cu seamă, episcopia sau biserica ortodoxă în cazul de față, să dea o rezoluție cu privire la asemenea suspiciuni care planează. Corect. Probabil sunt oameni cu frică de Dumnezeu în parohie care poate dacă biserica nu acceptă, cum se numesc astea? Ajutați-mă, părinte. Ce anume? Comportamentele ciudate astea. Neortodoxe sau necuvioase. Sau necatolice, că nici catolice nu. Da. Necreștinești. Să fie informații inclusiv și în Oriași. Adică să fie o rezoluție să se spună toate bârfele sau toate zvonurile cu privire la persoana respectivului părinte nu se adeveresc. Au fost doar răutăți. Enoriașii au auzit și zvonurile pleacă în felul următor. Că dacă referendumul n-a reușit și din cauza bisericii. Pentru că nu toți ierarhii, nu tot Sfântul Sinod și-ar fi dat silința, păi, fie vorba între noi, să lămurească majoritatea bisericilor sau cultelor din România, din ceea ce s-a văzut în presă și la televiziuni, niciuna n-a făcut exces de zel în a promova prezența la vot, da, la acest... Deși noi în biserică... S-au dat exemplele unor primitivi, că aveți și, și biserica ortodoxă și alte biserici, au tot felul de preoți primitivi în comunicare și doar alea au făcut deliciu presei sau Facebook-ului sau social media. Și apoi s-au întâmplat niște cazuri. Aia, lucrurile alea au îndepărtat până la urmă și păi cei care probabil doreau să meargă la referendumul ăsta. Revenind acum la problema de care vorbeam, spuneați că ați fost, acum 3 săptămâni ați fost la Patriarh, care, ce a spus? E în mâna, soluția în mâna Consiliului Parohial. Ceea ce au scris credincioșii e adevărat. Bun. Și dacă nu se va, și episcopul nu așa, se va ajunge la conflict. Ce să vă spun, prea fericite? Conflict de care? Și conflictul care l-ați văzut și aveți datele. Bun, și ce urmează? Va fi săptămâna de săptămână o încercare de, să zicem, de instalarea noului preot din partea episcopiei. Și intimidare pentru noi. Și intimidare. Bun, și în același timp o mobilizare din partea enoriașilor... Să ne împotrivim acestor decizii... Bun, și dacă va continua asta până la... Nu cedăm. Va fi război în continuare, că le-am spus. Dacă ieri nu interveneam acolo să-i liniștesc sau să-i mai opresc, să-i chem în biserică... Păi au fost oameni cu obiecte contundente prin buzunare. Nu i-a verificat nimeni. Vă dați seama că s-a putut întâmpla cine știe ce. I-am rugat frumos, fiți așa de buni, vedeți că lumea e pornită... S-au depus memorii din partea credincioșilor, că-s manipulați. Păi nu pot să manipulez 400 de oameni. Manipulez 1, 2, 5,
Dar 400 în aceeași, nu știu dacă aveți secvenție, dar să vedeți ce... Eu n-am insistat, n-am chemat televiziuni, n-am deocamdată. Că am zis să fie bine. Că episcopia... Da, și... Noi credem că dacă conflictul va continua, vor veni mass media, televiziuni, vor veni, că e un chemat. Știrea a făcut deja... A făcut turul țării. În oarecare... Acum da, suntem măsura. Chemați la București, la tot așa, suntem anunțați să venim la televiziunile naționale. Păi, da. E groază și vă spun sincer, la sfârșit de carieră vă spun așa, am o... Ce merite. Eu atât m-am luptat, vă spun, în 90, nimeni din Episcopia Ortodoxă n-a putut intra în Giulești și Călinești, după 90, care au trecut la greco-catolici. Singurul care a putut intra acolo și a întoarce jumătate din comună la ortodox am fost eu. Și ca la sfârșit să zică și episcopul, da, măi, părinte Petrovai, mai stai 2 ani de zile, că doar preotul din Săpânța au stat până la 70, preotul din Sașu Găta, care aproape 70, e paroh. Acum ne dați preotul... exemplele de preoți care au depășit, da, vârsta. Și care actualmente sunt paroh și care își continuă lucrările. La Bârsana 68. La Bârsana 68. A ieșit, n-a avut lucrări. Așa. În toate, toți cei care au muncit și în alt preasfințitul Iustinian, Doamne ferește, pe toți i-a lăsat. Așa. Lucrul ăsta l-ați întrebat pe episcop? Da, bineînțeles. Da, pe și i-au pus în memoriu. Le-am pus în memoriu, care l-aveți acolo față. Când a stat de vorbă față în față. Păi am spus așa. Există un precedent. Cazurile care le-a spus părintele. Iar părintele în alt preasfințitul Iustinian a spus așa la noi, la Maramureș și la Sădmar. Mă, bine ar fi, mă, fraților, bine ar fi că unde slujește tata să vină și fiul dacă e preot. Să moștenească. Ei, părintele episcop Iustin a spus așa. Eu vreau de acum, că e șef, eu vreau de acum să dezrădăcinez această chestiune. Nu se mă poate. Numai la noi, în Maramureș, sunt mare așa. Dar de ce a permis până acum? Că părintele a murit de un an. De ce a permis? Că la Săpânța slujește și tata și fiul a fost numit. Fiul părintele Nuț a fost numit fără concurs. Așa. La Bârsana. La Bârsana, fără concurs. La Iehud, fără concurs. La Iehud, fără concurs. La Baia Sprie, fără concurs, că a fost numit un consilier eparhial acolo și alte cazuri sunt similare. Deci, numai la Sighet a numai făcut la noi. Simulacru. Cine suntem noi? I-am spus, suntem ciumați? Ce aveți, domnule, cu noi? Pentru ce? E, trebuie să schimbăm tradiția. Și în loc de, mă scuzați, în loc de merite. Nu ne-a întrebat, Doamne, unde în grop paroc Petrovai un mort. N-am avut cimitir, n-am avut biserică, n-am avut nimic. Drept merite acum când se retragă la pensie să fie stimulat. Acum aveți cimitir? Păi, dar cum? Tot avem, dar tot cu conflicte. Am avut conflict întâi cu cele două troițe. Da. Din fața bisericii, din partea asta. Am avut conflict cu, cu locul din fața bisericii. Așa. Au vrut să facă parcare. Autoritățile locale. Autoritățile locale. Dacă n-aveați autorizație, probabil, sau... Nu, au vrut să facă parcare. Au vrut să facă parcare că s-a construit Carrefour-ul. Orice troiță care s-a plantat, s-a instalat undeva, nu trebuie la nimeni nicio autorizație. Să mă arate cineva care a făcut. Nu s-a cerut pentru așa ceva. S-a bucurat că oamenii au contribuit, s-a dărâit și a făcut. Ori, nu numai la troițe, ci și la au vrut să ne dărâme din cimitir capela. Da. Capela, nu rog de la Dumnezeu aici, că a fost un viceprimar Bereș, deși de național-catolic, maghiar, dar Dumnezeu să-i dea sănătate, eu zice, de cruci nu mă le. Da. Deci iată că și între ei sunt oameni care au avut frică de Dumnezeu, mai mare decât ăștia care... Capela... Trebuie să luăm mâna pe topoare, pe săcuri acolo, pe furci. Numai așa am reușit să respingem acțiunile îndreptate împotriva bisericii. Și nimeni de la episcopie n-a venit să ne sprijine atunci. Ori acum
pe când vede că e înălțată, vină, cum îi zice proverbul, mă, dați-i jos după cal, că urc eu. Așa vrea și părintele ăsta. N-am nimic cu el, e bine, pregătit, un bun orator. Dar... De care părinte vorbește? De ăsta care vrea să-l pun aici. Ah, am înțeles. Dar sunt alții care au făcut ceva mult mai mult și nu-l promovează. Din potrivă, îl respinge. Eu sunt foarte curios cum funcționează relația asta între enoriaș și episcopie, la orice biserică în general. De la distanță așa, mă gândesc că trebuie să existe și o acceptare din partea enoriașilor a noului preot, indiferent care ar fi el. Adică să vină să-l vadă, să-l simtă enoriașii. Deci, dacă, adică nu să fie impus ca un prim secretar de dinainte dacă de 89. Dacă eu și fiul meu am fi avut abateri și credincioșii le-ar fi sesizat în 20 de ani, măcar o singură reclamație să fie la episcopie. Aveți ceva să-i reproșați părintele lui Petru? Nu. Domnul preda, personal l-am întrebat pe preasfințitul la sediul episcopiei. Părinte episcop, vă rog să ne spuneți aici în fața a 10 oameni care au fost acolo, ce abatere au avut sau au cei doi părinți slujitori. Ce bube în cap au. Ce bube în cap au, domne de... Trebuie să le spunem telespectatorilor, dumneavoastră sunteți fost ofițer de Ministerul de Interne. Da. Apărării, apărării. Ministerul Apărării. Apărării. Suboficer în poliție, nu? Da. Șef de post cu mare experiență în, și, știu, în munca asta. L-am întrebat, aveți ceva dovezi? Aveți ceva dovezi? Aveți ceva reclamații de la Enoriaș, de la Protopop, de la alte autorități? Nu avem dovezi. Păi și atunci? Atunci? Da, spuneți-mi în încheiere, așa, încet, încet ne apropiem de final. Ce urmează? Dumneavoastră nu cedați? Ei încă nu dau niciun fel de motiv să ne gândim că s-ar putea domnul să preda stea din nou la masă negocierilor cu domnul preda, enoriașii. Cum a renunțat acum câteva luni la numirea prin decizie episcopală a părintelui Marcel Oprișan, că a vrut să-l aducă pe el întâi, trebuie să renunță și la această decizie care a fost luată cu părintele Sfidău Daniel. Noi nu vom renunța la ce am apucat să facem și vreau pe această cale și dumneavoastră să meditați și ascultătorii sau telespectatorii care ne cunosc pe noi de la Sighetul Marmației și vreau să știe că părintele Petrovai Vasile, care e în stânga mea aici, la onorabila vârstă de pensionare, domnule, a trudit din 1996 împreună cu băiatul dânsului și cu noi să facem această catedrală simbol pentru Maramureșul Voievodal. Nu permitem nimănui să treacă peste noi. Să fie foarte clar. Avem și preoți, mai mulți, pregătiți, care ar vrea să vină preot paroh 2. Iar părintele Cosmin, Dumnezeu Iisus deasupra, împreună cu mine și cu cei doi și alții, a lucrat în cizme de cauciuc la biserica aceasta, când era și la seminar și ca student. Ca student. Așa, cu roaba, cu lopata, cu bobul, că a lucrat cu mijloace rudimentare, nu cum avem macarale și nu știu ce acum. Modern. Și acum, părintele Cosmin n-are merite. Păi are merite. E foarte bine pregătit din punct de vedere profesional, a luat note mari peste tot, așa, face activități social-misionare cu tinerii și cu copiii și așa mai departe. Personal am fost cu coratorii și cu asta de Paște, de Crăciun, cu pachete la Amărâț, așa, și e doctorand în anul 2. N-are merite. Și să vină cineva, că s-a supărat că i-am zis gură cască și mi-am cerut scuze, că m-a scăpat gura. No. Lucru care la domn părinte care vrea să vină la noi acum. Așa. Și l-am întrebat, domnule, v-a supărat. Domnule, noi nu vă vrem, așa că vedeți-vă de treaba dumneavoastră, aveți parohie. Părinte Petrovai, poate consilierii episcopului să uită la emisiunea asta. Ce mesaj vreți să transmiteți prin intermediul consilierilor sau celor care vor să-l informeze pe
preasfinția sa. Preasfințitul, dacă vrea, poate să-și revizuiască puțin atitudinea față de mine, pentru că eu, de când m-am înrolat în Biserica Ortodoxă, am fost trup și suflet. Am păstorit 17 ani în Berbești, e singura unitate fără greco-catolici. Păi, stați un pic aici. De ce vă raportați tot timpul la greco-catolici? Pentru că noi ortodoxi și ne-am luptat să... Doamne, între greco-catolici și ortodoxi. Am zis că, vedeți, toate parohiile, începând de la Mara și până la Sighe, toate s-au divizat, s-au împărțit credincioșii datorită și preoții. Adică vreți să spuneți cu alte cuvinte că ați avut o parohie grea. 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 Și unită, am lăsat, am păstrat credința unită, așa. Bun. Ce, și ce îi transmiteți, în afară de a-și revizui comportamentul la adresa dumneavoastră? Nu comportamentul, că nu are un comportament. Trimiteți un mesaj, dacă vreți să-l transmiteți. Să asculte de credincioșii de la Sighet, să nu-i tulbure. Să revină asupra, să analizeze mai cu atenție puțin, eventual dacă poate să vină în mijlocul nostru, să stea de vorbă cu credincioșii, pentru că, vedeți, spune că îi manipulăm, că le facem, că așa. Eu le-am spus că oamenii că îi manipulați, da. Ne-am comportat în așa fel încât din ce s-a putut, strictul necesar, mă refer la viața spirituală, să îl aibă. N-am pus taxe asupra nimănui. N-am silit pe nimeni să plătească ce nu se cuvine. N-am luat bani de pe săraci, de pe necăjiți, de pe astea. M-am luptat cu autoritățile să deschid un cimitir în care să nu se mormânteze la Sighe 3, unul peste altul. Că așa se înmormântează. Așa. Avem dreptul și noi după o viață de muncă, măcar la 2 metri cât prindem cu spatele, creștinește și ominește. Am făcut o capelă frumoasă acolo. Frumoasă. Nu sunt capelele și cimitirile frumoase, dar oricum. Le avem, sunt ale noastre și ale bisericii. Frumoase în sensul am îmbogățit decente, biserica ortodoxă. Cu respect față de cei care trec în cele veșnice. În cele veșnice. Am îmbogățit biserica ortodoxă din Sighetul Marmației cu o catedrală, cu un cimitir și cu o capelă, pe care nu le-au avut până acum. Trebuie să și le scrie în patrimoniu. Am înțeles. Domnilor din Consiliul Eparhial, un cuvânt de final, vă rog. Vreau cu permisiunea dumneavoastră, vă rog, să mă adresez în primul rând Părintelui Episcop. Zic așa, de ieri, de alaltă ieri și mai de mult timp și de acum, se adeverește cuvântul Mântuitorului către cei trimiși să lucreze la vie. Mulți sunt chemați, puțini aleși. Îi mai spun așa, nici episcopul și nici protopopul singuri nu formează biserica. Preasfinția voastră, Părinte Episcop și Preacucernice Părinte Protopop, noi iubim adevărul, dreptatea și omenia. Dumneavoastră semănați dezbinare, manipulare, nedreptate, invidie și autoritarism. Și acum 2 epigrame. Parcă-s toate aspedos în acest război perfid, intră în casa lui Hristos și se închină la partid. Începe raiul să răstoarne concepte vechi și timp de ură, că auzi. Unii popi poartă coarne, dar și o coadă pe măsură. Vă mulțumim frumos! Colegii dumneavoastră, dacă mai vor să spună ceva în încheiere? Trăim cu speranța că totuși episcopul a binevoit să revină asupra deciziei, să avem parte de liniște și de bună înțelegere. Domnul Negrea, e bun ce s-a zis până acum. Să ne leșe, să ne aducem preot care doresc enoriașii. Dacă va trebui. Dacă va trebui. Corect. Bine, acum, eu nu știu dacă rânduiala Bisericii Ortodoxe și Bisericii Catolice, cu atât mai puțin, permite ceea ce se numește enoriașilor să se intervină în actul direct de numirea preoților. Nu cred. Dar eu știți cum văd lucrurile astea. În orice caz... Trebuie să existe o conlucrare. Trebuie să existe dialog până la urmă. Corect, da. Între cele două părți. Mie mi se pare de... Dacă n-ați avut o întâlnire care să preceadă ziua de ieri, o întâlnire măcar să vă cunoașteți cu noul preot. Nu.
N-a fost, nu? N-a venit până la dumneavoastră, măcar să spună, bă, fraților, ăsta sunt eu, mă vreți, nu mă vreți, stați să vedeți despre ce e vorba. N-a venit. Au venit cu forță să ne impună fără... Deci nu fără, a fost deloc să se intereseze cum e să stea de vorbă cu Enoria și... Domnul Alin, să vă spun care e situația. Nu, e clar atunci. La cele 2000 de suflete care au 4, deci care sunt însumate în 400 de familii, câte le avem noi, domnul e militar de carieră. E pensionar. Personal a făcut recensământul. Din ușă în ușă. Din ușă în ușă. Și casă în casă. La 2000 de suflete suntem 3 preoți. La care nu se poate la 400 de familii să numești 4 preoți. Adică, mă rog, eu o să fiu pensionar, dar încă unul. Ar trebui în felul următor să se facă. Avem diacon, avem preot și eu. Așa. Dacă mă scoate în pensie la 400 de familii, rămâne fiul meu și cu diaconul. Să se facă arondare, să se dea parohiei cartierele care au fost promise și care sunt pe hârtie și atunci să se mai aducă preoți. Am înțeles. Ăsta e un subiect pe care o să-l urmărim. Eu îmi doresc ca acest scandal până la urmă de la Sighetul Marmației să se termine măcar cu așezarea celor două tabere la o masă dialogului, cu, până la urmă, cu motivații și de o parte și de alta, și din aceste discuții să se nască, să apară o soluție care e benefică până la urmă inclusiv Bisericii Ortodoxe și mai cu seama enoriașilor. Că cred eu că ei sunt cei mai importanți într-o asemenea ecuație. Iar să mai ierte conducerea bisericii. În momentul în care este un om cu bune cu rele, probabil, nu știu, dacă era un reprezentant al episcopiei aici, poate, nu știu, ar fi adus niște acuzații, poate, nu știu. Lucru care nu s-a întâmplat când a stat de vorbă cu ei la episcopie. Dar după 20 de ani de ctitorire unei catedrale, e de, cum să spun, de prost gust. Care este răsplata? Să-l îndepărtezi în felul ăsta pe cel care a pus, să spunem, a pus fundația și împreună cu cei care fac parte din Consiliul Parohial, mi se pare că e un gest... De răzbunare. Nu, un gest care în mod normal nu ar trebui să existe. Nu văd. Am analizat-o pe toate părțile, dar nu văd. Numai o răzbunare asupra, nu știu de ce. Invidie, răzbunare și autoritarism. Asta e. Vedeți cum e societatea românească dezbinată. Vedeți că și biserica noastră ortodoxă e dezbinată. De ce? E urât. Mulțumesc tare mult. Și noi mulțumim. Atât pentru astăzi. Subiectul o să-l urmărim cu atenție, de altceva, pentru că e vorba și de o parohie mare, iar Sighetul Marmației, într-adevăr, cum a zis dumneavoastră, e mai mult decât un oraș municipiu al județului Maramureș, este un oraș simbol al Ardealului și mai cu seamă al Maramureșului. Mulțumesc tare mulți dintre telespectatori, numai bine, rămâneți în continuare alături de noi la Maramureș TV. Thank you.